de la vechile VM-uri care rulau pe PHP și migrarea către cloud și modernizarea serviciilor care rulează pe PHP, niște lecții învățate, cum să modernizăm codebase-ul, cum să trecem la microservicii și toate, ca să zic așa, tot stack-ul aferent modernizării, observabilitate, logging, monitorizare, strategii de deployment, CI/CD, totul despre PHP related. Doar să fie niște insight-uri destul de interesante, pentru că avem și speaker foarte interesanți și foarte deștepți. Primul speaker este Cosmin Dordea, care ne vorbește tocmai din Malaysia. Cosmin este Managing Director la YOPESO, o companie de software, și o să ne împărtășească lecțiile lui despre cum a reușit să modernizeze o aplicație care era deja în producție de PHP, să vorbească despre arhitectură, despre procesul de migrare, deployment-uri, pattern-ul de deployment-uri și partea de observabilitate. Adrian Tilita, care este technical lead la Adormi, și Adrian se ocupă de tot stack-ul tehnic după ce apeși pe butonul de plasează comanda, deci are o responsabilitate destul de mare în cadrul companiei. Și după cum am mai auzit, stack-ul lor rulează pe PHP și este un stack modernizat care acum rulează pe Kubernetes, iar Adrian o să ne povestească despre asta. Și al treilea speaker este Lucian Daia, prietenul nostru de la Zitec, care o să ne vorbească despre registra o aplicație pe care ei au construit-o, care acum e transformată într-o companie de sine stătătoare și deservește aproape 25% din localitățile din România. Este o aplicație gândită, scrisă în PHP, este un SaaS gândit pentru administrația publică și e un efort pe care noi îl apreciem pentru că suntem beneficiarii serviciilor publice. Aplicația a scalat destul de mult, sunt câțiva zeci de mii de utilizatori și peste 600 de clienți care îl folosesc. Și sunt sigur că vor fi niște lecții destul de interesante despre cum au construit și cum au reușit să scaleze produsul, bineînțeles, dintr-o perspectivă de PHP. Bun, eu zic să-i dăm drumul acum, îi dăm microfonul lui Cosmin și, ca de obicei, după fiecare prezentare care durează între 10 și 20 de minute, o să avem câteva întrebări și speakerii. Cred că acum am avut o problemă cu netul. Salut! După cum zicea Andrei, salut, sunt Cosmin, sunt în Malaysia acum. Mai am probleme cu conexiunea din când în când. Ca și background, foarte pe scurt, background-ul meu e web. Majoritatea am pe PHP, aproximativ 20 de ani. Am lucrat în rolul de manager și de arhitect. Sunt early adopter Docker. Deci lucrez am de zile deja cu Docker și în ultimii ani m-am specializat în consultanță CI și CD pentru companii de diferite dimensiuni, dar pentru acest meeting mă focusez în special pe un singur subiect cu care am colaborat cu Cloud Hero împreună, care e migrarea unei aplicații legacy către un stack mai modern, ce probleme sunt și ce strategie am aplicat ca să pot migra și unde suntem când am terminat. Nu știu dacă e întâmplare sau intenționat, dar toți speakerii din... observ că speakerii din seara asta, eu, Adrian și Lucian, cred, scuze. Suntem în diferite stadii ale proiectului, așa că o să ne potrivim foarte bine, pentru că eu sunt într-un stadiu super early, iar ceilalți speaker sunt în stadii mai mature, așa că o să vedem cum prind tehnologiile și cum pot pleca de la un lucru la altul. Ce vreau să zic e că contextul e diferit pentru toți, da? Deci în funcție de organizația în care suntem, constrângerile politice, bugetul care îl avem, câteodată sunt și lucruri legale, se pot alege soluții diferite și strategiile care le spun acum se potrivesc pentru contextul care l-am eu sau nu, dar s-ar putea să nu se potrivească pentru alte contexte. Și pentru asta o să încep prin a da un context. Da? Deci,
Andrei, cred că a zis că PHP nu o să dispară în curând, da? Și pentru că sunt foarte multe aplicații legacy și unele din ele au foarte mult succes, chiar dacă sunt așa cum sunt. Am să încerc să prezint puțin niște note, o secundă. Ok, se vede. Se vede prezentarea. Nu știu ce am să vă spun. Nu se vede. Acum se încarcă, da. Ok. Deci, în contextul aplicației mele, noi am pornit aproximativ acum 6 luni de la o aplicație cu toate problemele pe care le poți gândi la o aplicație. Deci, în primul rând, probleme de performanță, care sunt de load și de concurenție. Platforme care nu sunt mai suportate, nu mai au security updates, deci vorbim de PHP 7 și E1, care 1 sau cum o fi, probleme de securitate, changing legal requirements, unmentable and untested code, business code împrăștiat peste tot, netestat, neștiut, distrust from business, plus un setup challenging, că lucrăm din mai multe time zone-uri ca Malaysia, România, Indonezia, Nepal, Germany, Spain, ok. Și trafic relativ ridicat. Deci o aplicație care, deși nu era scrisă cel mai optim, a început să aibă succes, a început să aibă spike-uri mari de trafic. Vorbim de nu e o aplicație super mare, dar pentru stack-ul care era semnificativ, în sensul că este aproximativ la 1,5 milioane de user și cu pattern-ul de spike-uri, unde pot veni câte 10.000, 20.000 de user online dintr-o dată și care nu prea poți prezice, deci nu e un pattern predictable. Cam asta e contextul nostru. Deci, fără containere, fără nimic, pe Digital Ocean, care are problemele. Nu ne ajunge timpul de astăzi ca să discutăm de toate problemele de care pot exista la Digital Ocean. Deci, una din prioritățile noastre a fost să migrăm pe AWS și să modernizăm puțin stack-ul, pe care încă e în progres. Primul lucru pe care eu, de obicei, în proiecte de genul vreau să-l aplic, nu ține nimic de arhitectură sau de altceva, ci ține de observabilitate. În tipul acesta de proiecte, trebuie să știi practic ce se întâmplă, pentru că QA-ul nu știe, business-ul nu știe, nimeni nu știe. Deci când ajungem un proiect house de acest gen, e foarte greu să-ți dai seama ce se întâmplă. Și în timp ce unele feature-uri sunt foarte greu de testat sau de știi tot, sunt anumite metrici care dau un heartbeat al produsului. Și asta e primul lucru care implementez într-un proiect care e în stadiul ăsta. Deci înainte de orice, practic. Pentru că altfel nu poți judeca impactul, dacă ce facem e safe, dacă ce facem e bun, dacă afectăm ceva sau nu. Pentru că oricât de bun ar fi o echipă sau un anumit indiviz, când primești un codebase sau când îl preiei, mai ales de la o echipă hostilă, greșeli se pot întâmpla, mai ales din cauza altor probleme de genul legal requirements, security problems care apar într-o dată sau performance problem, că e foarte ușor să discutăm acum, la rece sau și alta, ai când trebuie să le aplici când site-ul arde și sunt probleme chiar atunci. Și ce am vedere prin aceste metrici? Mă refer pe lângă partea care sunt metricile de sistem, care țin de cât de rapide, câte request-uri pe minut. Sunt metricile care pot să lumini de business, de exemplu, nu știu, dacă aveți payment-uri, câte payment-uri sunt și rata pe minut, pe zi și pattern-urile. Câți user sunt înregistrat, câți au dat click pe butonul de pay, câți au reușit să, nu știu, dacă să publice ceva sau să termine ceva, în funcție de care e criteriul aplicației pentru care îi defini succesul. Ce mai fi, cronul și ce or fi. Acestea fiind spuse,
acestea fiind puse în place, deci partea de monitor și partea de logging, deci diferența e că monitoring-ul e o metrică și logging-ul e informație care trebuie să văd ce o fi și din monitoring poți scoate și alerte. Care alertele nu trebuie să fie neapărat de sistem, pot fi și de business. Deci, aceste două lucruri fiind puse în place, practic începe partea de training pe developeri. După cum ziceam, diferite organizații sunt diferite diferite stadii de development, iar dacă developerii nu sunt obișnuiți să monitorizeze metrici, asta e primul lucru care trebuie urmărit. Pentru că metrici nu înseamnă numai un număr, înseamnă și pattern-uri, înseamnă shift-uri de time series. Cineva experimentat se uită la un pattern și o să vadă comparativ cu luna trecută sau cât o fi, dacă sunt deviații, și deviațiile pot fi nu numai de ordine de magnitudine, dar și de time, sau de timing, sau de ce o fi, își poate da seama dacă ceva e wrong. Și o să explic imediat de ce pun lucrurile astea. Al treilea lucru care îl pun în place, înainte să începem altceva, e să se anunțe orice schimbare pe orice sistem de producție, că e deploy, că e o schimbare de proxy, că e o schimbare de orice, în special în echipe distribuite, în special în echipe distribuite, e foarte important. Ca să știm ce s-a schimbat, dacă este o schimbare și se schimbă unul din pattern-urile care l-am menționat, imediat revert la pattern-ul ăla, fără nicio discuție, până se clarifică că nu asta a fost schimbarea. În sisteme în care sunt probleme de performanță și de securitate, de ce mai fi, e cea mai safe approach posibil, dacă nu știi multe despre el. Dacă știi mai multe și ai alte lucruri în place, e ok. Bun. Asta fiind puse în loc, se începe la partea de modernizare și de containerizare a aplicației care pot merge în paralel. În general, pentru aplicații legacy, care încă nu au nici sisteme moderne de autoloading sau de middleware sau de dependency injection, astea sunt primele lucruri care le cer la echipă de vreo să le pună în loc. Deci partea e de autoloading, o parte de middleware și o parte de dependency injection. Și de obicei nu mă interesează așa de mult framework-ul, ci mă interesează mai mult să se urmească un standard care știu că se schimbă mai greu decât framework-ul, pentru că aplicația asta cândva s-o considera modernă, dar acum nu mai e, și practic mă duc pe interfețe și asta cam cele echipe și în funcție de capabilități echipe poate fi Laravel sau ce-o fi, dar nu insist așa mult, insist să nu fie ORM-uri pe unde avem volum mare de date, dar cam asta le cer. Și de ce cer PSR4? Practic, nu e neapărat nevoie dacă aplicația are autoloader-ul ei, dar îi ajută pe developer să separe conceptual unde e codul nou. Bineînțeles, codul nou vine cu indicații de arhitectură pe care, dacă merge timpul, o să le explic. Vine pentru PSR5 middleware. De ce avem nevoie de middleware? Păi, practic, putem pune aplicația veche într-un middleware și apelurile noi în middleware-uri separate, care pot folosi sau codul nou, complet nou, sau o combinație între codul nou și codul vechi. Pentru câteodată avem restrângeri de timp și pentru cei care sunt familiari cu domain-driven design, practic, când încă nu am ales framework-ul nou, din diferite motive, folosind middlewares, DI și autoloading, putem specifica servicii și interfețe care au implementarea folosind framework-ul vechi, dar toate interfețele folosesc practici moderne. Deci, practic, o să avem un modul de care are parte de abstracție, și by dependency inversion în care se implementează, deci practic implementarea, care de multe ori zic infra, unde se pot folosi încă părți din framework-ul vechi. Toate acestea, deja având codul nou, e complet unitestat. Ce folosește codul vechi? Se folosesc integration test ca să minimizăm riscul la deploy-uri. Și așa, încet, încet, astea sunt lucrurile cu care implementăm CI. Nu o să fiu purist la termenul de CI. Prin CI aici mă refer că avem capabilitatea să rulăm pe orice pull request sau pe orice commit, să rulăm code linting, unit test, integration test și să facem un build. Bun.
Un alt lucru care pare destul de avansat pentru o aplicație care legacy este feature flags. Deci feature flags sunt criticals. Pentru cei care nu au conceptul, practic ai un config și îți zice dacă activezi sau nu activezi o parte din cod bazat pe niște setări. Avem nevoie de feature flags pentru că orice feature nou e riscant din cauza că lucrăm cu un code legacy și trebuie să fim capabili să-i facem turn off fără un deploy sau trebuie să fim capabili să deployăm fără să activăm feature-ul ca să nu avem foarte multe branch-uri de menținut. Deci astăzi primele lucruri care le aleg pe PHP la o aplicație legacy, am făcut asta pe multe proiecte, nu doar pe unul, pentru mine e o rețetă care a funcționat. Din ziua întâi încerc să mergem în clipa că master trebuie să fie tot timpul deployable, deci ce înseamnă asta depinde de un preț la altul, dar ultima versiune de plată pe producție, să zicem, e master deployable și un tool care ajută conceptual developerii și alții ca să înțeleagă că master e ales deployable, îi să facem squash commits. Și are avantaje și dezavantaje. Dezavantajul e că se pierde niște informații, avantajul e că poți face revert imediat la un commit dacă ai o problemă. Când nu știi nimica despre o aplicație sau știi foarte puține, cel mai sigur mod, asta având partea de monitoring in place, e să deployezi un feature one at a time și să faci window-uri pentru deploy-uri. Pentru că la momentul dat nu avem servicii separate, nu avem nimic, trebuie să fim siguri că nu avem side effect-uri. Dacă nu ne putem asigura din QA asta, trebuie să ne asigurăm din metrici asta. Și asta dacă puteți implementa ceva de genul Red Bull sau Canaries, ar fi ideal, pentru că business-ul de obicei suportă o marjă foarte mică de eroare și cu timp mai mică, cu atât mai bine. Atunci îți permite să faci deploy la un număr mic de user și să faci rollback imediat când observăm o deviație în metrici, de exemplu în payments, sau sunt niște metrici, unele metrici mai importante ca altele. Pare câteodată super overhead, dar în primele stadii de preluare a monolitului cu probleme e super necesar câteodată, altfel nu poți face deploy. Regula generală care impune echipei N-1, nu mai țin minte unde am citit asta și dacă în termen general, dar pur și simplu înseamnă că trebuie să fii tot timpul compatibil cu commit-ul dinainte. Deci când faci deploy, dacă faci rollback, nu poți să faci deploy dacă nu poți să faci rollback. Deci pentru asta există tot felul de strategii care merge timpul să povestesc despre cum faci cu bazele date și cu alte lucruri. Și de când în când, dar deploy. De exemplu, dacă ai o schimbare de la bază de date, o faci înainte să o folosești sau scrii în paralel cu codul nou. Deci pentru user nu feature-ul disponibil. O să trec super rapid peste asta că nu mi-ajunge timpul. În timp, am văzut mai multe strategii, mai multe echipe cum implementau asta. Unele făceau merge in master și făceau deploy imediat, dar asta ai posibilitatea să faci loc la master dacă e ceva, o problemă cu un deploy sau până să faci deploy-ul. Sau, efectiv, am văzut alte echipe care își deployau branch-ul efectiv și după făceau merge in master. De reținut că asta e o strategie care îi în faza inițială de migrare a monolitului sau când pur și simplu nu există un control QA pe master, nu e tot timpul cea mai eficientă strategie de deploy. Da. În paralel cu lucrurile astea, de obicei development-ul se mută pe Docker. Deci, în general, folosim ca și tool Docker Compose pentru care se aleg niște base image-uri în funcție de proiect. În cazul proiectelor mai vechi care sunt încă pe PHP 7 sau 7.1, nu prea sunt multe alegeri, sau custom, social build care faci tu build sau folosești ceva existent. Nu o să intru foarte mult în detalii aici. Ce vreau să zic e că și-am găsit foarte, foarte folositor în migrație de genul ăsta, mai ales pentru că, la momentul dat, lucrurile astea se pot întâmpla când încă nu ai serverul de CI.
Da? Dar asta nu înseamnă că nu putem implementa CI. Pentru că folosind Docker, se poate face peste wrapping peste toată partea de CI. Și de obicei fac asta cu un wrapper care îți make files și asta mă ajută ca handover-ul la Ops să fie foarte eficient. Pentru că Ops nu trebuie să învețe cum să seteze un cetulul avem de inspection, PHP, MD sau ce mai fi. Ei efectiv iau make file-ul și rulează, make build, make QA, make release sau ce o fi, dacă merge timpul să rulezi de release strategy. Dar în general, pașii minim care îs partea de linting, partea de mass detection, pentru partea de cod modern și partea de fan, care e un fel de static check. În funcție de proiect, sunt deja tool-uri care verifică partea de security pentru dependencies și pe aia partea de build efectiv de container. Deci, rule of thumb pentru mine, care s-ar putea să fie o strategie personală, dar orice pot face din CI, pot face și într-un makefile. Dacă pică CI-ul, nimeni nu e blocat. Orice developer înainte să facă push își rulează același CI care rulează și CI-ul. Pentru asta avem grijă ce teste ținem în CI și cât durează și pe măsură ce proiectul tu evoluează, s-ar putea ca unele să fie separate, să ruleze numai în CI dacă durează prea mult. Dar, în general, tendința e să fie de câteva minute maxim. În momentul când partea asta e gata, e practic decuplat de Ops. Ops poate să-și facă treaba în paralel. El nu mai contează nici dacă e Kubernetes, nici dacă e Docker Swarm, pe cine o prins primul lucru cu Docker Swarm, nici cum mai fi, pentru că de aici se poate prelua și practic e ca o interfață între Ops și Development, care în experiența mea a ușurat foarte mult colaborarea cu Ops. Foarte multe detalii, nu mai ai nevoie de ele și, în general, la începutul le trebuie testate și se poate întâmpla ca tool de CI să fie jos, să nu poți face release sau altceva, ai tot timpul backup pe make files. Sau nu e gata la timp, dar asta nu trebuie să ne oprească ca să putem face deploy-ul. Ce vreau să menționez că se pare că am crezut că mi-a mai puțin timp, dar se pare că am mai mult de vorbit. O să încerc să fac wrap-up. Deci, înainte de a ne muta pe Kubernetes, trebuie înțeles că e un mod nou de a face deploy, da? Un mod nou de a urmări lucruri. Pentru asta trebuie, practic, testat release process-ul și rollback process-ul și avut aceeași metrics in place. Când ne mutăm de pe legacy server pe Kubernetes, developerul trebuie să știe deja unde să se uite pentru erori, da? Unde se uite pentru metrici, cum se face release-ul. Am migrat partea tehnică, am migrat și procesul de release, dar nu am timp acum să îl descriu în amănunt, dar ce vreau să zic e că e ceva ce trebuie avut în vedere, fără partea de development. Există diferite organizații în care controlul release-ul e diferit, poate însemna diferit pentru fiecare. La moment, când am început, practic erau niște servere pe Digital Ocean pe care le-au conectat niște Jenkins slave care își făceau pull și instala composer dependency și țineau erori continuu la cod. Și l-au și migrațiile și ce mai fi. Iar acum, când se face release, se face push la un git tag, care ne face build la tot artefactul și îl testează și ce o fi. Și după aia, release-ul, deploy în sine, deci asta e partea de release și partea de deploy e decuplată. Partea de deploy se face din nou un pull request pentru partea de helm, în care se detectează pur și simplu o specificăm ce versiune avem în producție. În caz că vă întrebați, folosim semantic versioning pentru monolit. Bun. Cât mai am, Andrei? Poți să fac? Cred că mai pot să mai... O trebuie cam 25 de minute, deci suntem... 21 pe timerul meu. Da. Dar, nu, o să fac... Dacă o să fac...
îi fac un rep atunci, ca să zic. Exact. Deci, în momentul când am ajuns pe Kubernetes, deja avem partea de log și monitorizare în place, Kubernetes vine din start cu niște beneficii care, care nu le ai pe infrastructura veche, despre care sunt sigur că o să vorbească ceilalți colegi speakeri mai în detaliu, dar ce vreau să zic e că de aici putem lucra mai repede. De aici putem începe să extragem, sunt mai multe strategii de extragere pentru altele, pentru care, din nou, în funcție de context se pot face. Cel mai trei comune care eu le-am întâlnit îi se separă module în direct în servicii, în servicii și după aceea să le extragem în componente separat sau direct să scrii new modules în servicii dacă, dacă ai posibilitatea. Sau competitive write, care e super rar. Se întâmplă așa ceva, din cauza, din nou, la costângele care le avem, care business nu se oprește niciodată, security și legal, și ce mai fi. În cazul meu, în cazul acestei aplicații, din cauza că nu am avut infrastructură în start, am fost constrânși să extragem, să separăm intern în aplicații, plantă în servicii, le-am extras ca și middleware, le-am mutat în servicii și după, urmând să le extragem în microserviciu, și le plăia separat, acum având infrastructura care ne permite să facem asta. Și noile module, deja având infrastructura nouă, poți unele module ca să se pot scrie direct ca și microservicii. Un word of caution, ca să termin, dacă n-ați mai făcut microservicii, nu vă grăbiți, și aveți, mai ales dacă aveți echipe mici, nu m-aș grăbi să scriu multe microservicii, pentru că vine cu un overhead super mare cognitiv și de mentenanță. Pe măsură ce trec 4-5 oameni, cu 3-4 developeri, dacă aveți o echipă mică și nu aveți buget mare, e ușor să le scrii, să le deployez, dar problemele care apar și în 4-5 ani, când nu mai știi ce cu ele, dacă, mai ales dacă se face rotație la echipă, la echipe mici, testarea unui singur serviciu e mai simplă, da? Pentru a se poate face asta, testarea end-to-end e mai complicată. Sunt probleme noi care în problemele, problemele care în arhitecturile clasice nu există și au alt tipul de soluții, pentru asta sper că unul din colegii mei vorbește de service meshing, dar dacă fii network, orice pică la un moment dat, deci strategiile ca să facem să facem handling la așa ceva sunt diferite, operuri tehnice în circuit breaker sau retry-uri automate sau lucruri de genul ăsta, pentru că fiind multe servicii, practic îi un pic, una din platici, de exemplu, e să faci retry, când îți retry-ați ceva 502, dar lucrurile astea se pot automatiza din service meshing, în care automat să-ți dea retry dacă ai eroare sau o dată, dar în funcție de context, bineînțeles. Sau să-ți oprească request-ul dacă e rata de erori prea mare ca să nu-ți facă hangout la servicii. Ok, mă opresc, mi se termină timpul. Okay. Sper ca ceilalți colegi mei să atingă puțin partea de service meshing și celelalte challenge-uri apar când ajungi deja în Kubernetes și cu serviciile. Super, okay. Cosmin, îți mulțumim mult pentru lecția de modernizare. Așteptăm întrebări în timp ce colegii noștri pun ceva întrebări. Vreau doar să sumarizez o secundă ce ai spus tu. Și anume, în momentul în care avem un monolit clasic, scenariu clasic de monolit pe PHP, eventual să fie chiar WordPress, și ne gândim să-l modernizăm un pic sau să migrăm către cloud, începem cu a defini un set de metrici pe care vrem să-i observăm. Nu știm nimic despre aplicație, dar e important să știm cum definim sănătatea aplicației și atunci setăm un set de metrici, fie că-s metrici de business, fie că-s metrici de infrastructură, fie că-s metrici de performanță de aplicație. La finalul zilei trebuie să înțelegem că ea e sănătoasă și dacă facem ceva să avem o notificare rapidă care să ne spună aplicația nu mai e sănătoasă. Iar în momentul în care faci o schimbare, e bine să anunți la toată lumea pentru că ca oamenii să știe de ce s-a întâmplat. Apoi încep să implementezi PSR4, PSR15 și 11, câteva standarde care te ajută să modernizezi aplicația și implementezi conceptul de feature flag ca să poți să dezactivezi foarte rapid dacă se întâmplă ceva.
După ce ai făcut toată asta și aplicația deja încep să înțelegi aplicația, ai un framework stabil pe care poți să încep să modernizezi, te gândești, ok, vreau să fac deployment, trebuie să facem deployment, încep să setezi convenții, deployment din branch-ul master din ziua 1, poți să pui și squash commits, pierzi un pic din istoric, dar câștigi viteză. Feature-urile e bine să le implementezi unul câte unul, să te asiguri că nu bagi multe variabile. Și o chestie interesantă, e vreo diferență între blue-green și red-blue deployment sau e doar, ai spus-o tu Nu, că... am pus acum, am scris prezentarea acum 10 minute înainte să Am începem înțeles, a și fost la mine un... miezul nopții. Da, mă Ok, scuzați. nicio problemă. Credeam că e un tip de deployment mai interesant și Nu, de-aia nu nu, nu. știam. Cum a zis și Marius, doesn't compile. Ok, super. Și după ce avem chestia asta făcută și ne gândim la release, după aia ne uităm un pic la partea de developer productivity și dev environments, începem să containerizăm aplicația, facem un makefile. Eu am o întrebare. Makefile-ul, care e o chestie destul de interesantă, e întreținută de developeri sau e întreținută de echipa de ops? Ce ar trebui? Începe la început, pentru că de developer sau de la, ai Ok. nevoie de cineva de cu lead capabilities Ok. și după aia devine ca o chestie comună, unde se tot O adaug, chestie se comună. schimbă. Ok, am înțeles. Ok, avem makefile care teoretic este rețeta de build a aplicației, indiferent că avem CI/CD folosind Circle, GitHub Actions, GitLab, whatever. Makefile-ul e un tool care îți permite să faci build la aplicație oriunde. Iar apoi aplicația ajunge în producție și ne gândim la microservicii. Un lucru bine de știut este că microserviciile sunt ușor de scris, dar se mentenează greu. Vin cu o complexitate operațională când vine vorba de mentenanță și vin și cu o complexitate operațională când vine vorba de infrastructură. Trebuie să ai niște capabilități de infrastructură mai avansate și implicit know-how de cum să implementezi capabilități de observabilitate distribuită, management de trafic și management de erori. Bun. Și acum deja suntem cu aplicația oarecum aproape de Kubernetes. Toată lumea zice vrem pe Kubernetes, vrem pe cloud, vrem pe cloud și îl întrebăm pe Adrian cum se potrivește PHP-ul pe Kubernetes. Și ești pe mute, Adrian, poți să... Așa. Salut! Chiar vreau să încep cu, nu știu, replica celebră 2020. Mă auziți? Vedeți ecranul? Bun! Ești un pic blocat, dar te auzim. În general se întâmplă chestia asta când fac switch la tab. It's something from my end, so ignorați. Nu o să mă mișc prea mult, dar hai să încep prezentarea. Eu am venit în fața voastră, mă numesc Adrian, Tilița Adrian, sunt tech lead de la Adormi, de vreo 3-4 ani și am venit să răspund la o întrebare destul de simplă: cum se potrivește PHP-ul în tot ecosistemul Kubernetes? Și chiar o să vă fac un spoiler alert, se potrivește de minune, dar nu cred că e suficient să spun doar atât, îmi imaginez. Așa că m-am gândit să structurez toată această afirmație în trei mici povestioare. Una în care să descriu un stack matur cu care am lucrat până înainte, un stack bazat pe VM-uri. Asta ca să dau puțin context de ce anume compar când spun stack de Kubernetes versus ce altceva. O mică poveste despre o aplicație PHP, e chiar primul proiect mare care l-am făcut în Adormi. Și concluzionând de cum se potrivește PHP-ul în Kubernetes. Bun. Și voi începe, o să fiu pe repede înainte ca să ne permită timpul. O să încep să descriu puțin stack-ul anterior, care la momentul respectiv mi se părea tot ce era necesar, nu mi se părea neapărat că ar fi trebuit ceva masiv îmbunătățit, venea totul extraordinar de natural. Stack-ul era pe VM-uri, ca și compoziție în general erau două, trei VVV-uri, care în principal deserveau admin-uri și două, trei mașini de worker. Pe partea de deployment lucrurile erau destul de binișor puse la punct.
spun binișor acum, atunci aș fi spus foarte bine pus la punct tot procesul. Se făcea merge master, deploy-ul se făcea via un script Python, practic se făcea un build pe o mașină de staging și ulterior se syncuia pe mașină de producție. Schimbările practic se făceau efectiv în momentul în care se schimba symlink-ul codului care era executat de producție către noul director care a fost dus via resync. Dar tot stack-ul ăsta de VM venea și cu inconveniențe, și anume când vorbim de migrare de bază de date, procesul era mai complicat. Când vorbim de faptul că vroiam să facem update la versiunile de PHP, la fel, procesul era destul de complicat. CI-ul nu exista în tot procesul ăsta. Practic, dacă mi-aduc bine aminte, exista un CI async, parcă se rula via SonarQube, dacă sună cuiva cunoscut. Și scalabilitatea era cu du-te vino. Scalabilitatea de fapt era, cred că, cel mai cunoscut mod de a scala un VM, și anume via tichet în Jira, undeva cu o săptămână în avans, cred că și mai mult. La fel, se, aceeași metodă se aplica și pentru a crea nouă aplicație. Practic, întotdeauna. Adrian, mă scuze o secundă, slide-urile, știu că avem niște slide-uri și nu se văd. Nu știu dacă vede cineva slide-urile lui Adrian. Am primit, nu. Oh, share. Da, deci probabil ai dat share la... Mie mi-apare că share-uiesc, dar... Hai, dă-i o dată, că e de la Google. Gata. Îmi vedeți ecranul? Acum începe să da, da, eu îl văd. Oh, shit, și am trecut prin atâta. Gata. N-are nimic, e ok. Erau și fun. Super, hai să... Bun. Hai să mergem mai departe. Vorbeam de stack-ul anterior. Pe partea de local development era un chin. Pentru cei care au lucrat cu PHP Storm remote pentru un Samba, cred că simt durerea și era destul de complicat. Orice git pull îți ducea la o reindexare care era destul de dificilă peste Samba. Orice redeschidere de proiect era un chin. Era un lucru care, într-adevăr, era lucru care trebuia îmbunătățit. Dar ca să concluzionez, stack-ul nu era chiar atât de rău. Adică în momentul respectiv mi se părea tot ceea ce e necesar. Clar, bătea de la distanță să ai un, nu știu, bash script care făcea SSH pe mai multe mașini să facă git pull, sau clasicul pentru cei care sunt mai de mult timp în industria asta, FTP upload-ul. So, ăsta este stack-ul cu care compar în momentul în care vorbesc de Kubernetes și PHP. Deployment-ul, ca să concluzionez, era ok, scalabilitatea nu chiar atât de ok. La fel și local development-ul, nu pot să spun că era ok, pot spune că era chiar dureros. CI-ul, not ok. Și era greu să... updatezi versiunea de PHP, să faci o nouă aplicație, treceai pentru un proces destul de complicat. Bun, acum hai să vă prezint ce înseamnă o aplicație PHP. Când spun de aplicație PHP în Kubernetes și când spun că se potrivește de minune cu Kubernetes, să vă redau ce înseamnă o aplicație PHP. Am ajuns în adormi, cam așa arăta la nivel rudimentar stack-ul de la momentul respectiv. Era un Angular care preluase o mare parte din front-end-ul site-ului, un Magento, un alt monolit pe care noi l-am numit New Adormi Website, era un Laravel care, în care practic toate dezvoltările noi care le-am fi urât să le dezvoltăm în Magento, le făceam în această aplicație și deja erau cu pași timizi câteva microservicii, printre care MS Order, serviciu care practic, la momentul respectiv, definea intenția că vrem să migrăm order-ul, dar în schimb nu făcea mai nimic. MS Shipping-ul, care la momentul respectiv avea era suficient de matur. Încă un Laravel, noi îl numim DCM, Distribution Center Manager,
El se ocupa de fulfillment-ul order-lor în momentul în care trebuia să le trimitem la un warehouse. La un moment dat am avut două warehouse-uri, ne așteaptă iar același moment în care vom avea două warehouse-uri. DCM-ul e cel care se ocupă de chestia asta. Și dacă nu mă înșel, de curând se lansase și un microserviciu care s-a ocupat tot de migrare, și anume catalogul de produse. Dar cam despre asta este vorba când am ajuns în adormi. Posibil să-mi scape câteva servicii care erau deployate atunci. Au trecut ceva ani de atunci. Ca și deployment, practic pentru zona de VM, tot stack-ul era un Docker Swarm și o zonă de VM-uri. Partea de VM, build-urile, deployment-ul se făceau via Rundeck, partea de Docker Swarm via Jenkins. Și am primit primul proiect eu și cu încă un coleg am format o echipă nouă, eu și Alex, QA inginerul echipei, și aveam un task destul de simplu părea la momentul respectiv, și anume să scoatem, să migrăm tot sistemul de ordering din Magento și Naui. Practic era distribuit, o mare parte din funcționalitate era în Magento, ceva exista și în Naui și foarte puțin în serviciu de PMS Order. Și cum să facem chestia asta? În momentul respectiv am simțit, nu știu dacă aveți aha moment, în care efectiv te lovești singur și zici, băi, băiete, nu știi nimic. Pentru că eu aveam o idee de ce înseamnă un order. Și cumva ideea asta s-a dărâmat în momentul în care am început să analizăm ce înseamnă un order. Și cumva diferă lucrul ăsta de la companie la companie. Mai ales că am prins la momentul respectiv două sisteme diferite de a face comenzi. Era în plin derulare un experiment care acum a devenit destul de important pentru noi, pentru a dormi, în care practic se plasează comenzi în sistem automat pentru customer, customerul primește o cutie acasă, probează niște lucruri, spune ce păstrează, ce vrea să returneze, ne returnează. E practic un sistem diferit față de clasicul sistem de alegi tu produsele, checkout, pay și that's it. Bun, dar nu vreau să intru atât de mult în detalii pe zona asta. Vreau să zic că am luat la puricat absolut toate sistemele care interacționau cu order. A fost o muncă de aproximativ 7 luni, îmi scuze. Și am ales varianta de complete rewrite sau boom migration. So this was our approach. Imaginea din stânga e puțin, nu este complet față de tot ce am scos noi la momentul respectiv. E și mai mult de atât. Dar am încercat să evidențiez complexitatea unei aplicații PHP, care ulterior am stat și am încercat să o structurăm. Și ne-am limitat la 5 acțiuni, 5 procese pe care le poate avea un order. Am încercat să le structurăm cât de bine am putut prima dată pe hârtie. Ulterior am încercat să structurăm și codebase. Și la momentul respectiv ne-am învârtit în jurul unei soluții. Soluția care se regăsea mai tot timpul era un strategy pattern aplicat pe chestia asta, astfel încât să suporte comportamentul diferit de ordering al modelului de try at home și cel clasic. Și tot atunci am introdus și evenimentele. RabbitMQ era la început în companie ca și adopție la momentul respectiv și am introdus două evenimente, de order create și order update. Practic de fiecare dată când se plasa un order, propagam pe RabbitMQ un eveniment de order, de fiecare dată când se modifica orderul, propagam un eveniment de order update. Asta ne-a ajutat foarte mult să structurăm și să folosim doar ce ne e strict necesar pentru existența unei asemenea acțiuni. Ca de exemplu placement-ul în order, îl pot spune că un order a fost plasat cu succes în momentul în care am rezervat un inventar, în momentul în care am luat, am făcut payment-ul. E necesar să zici că placement-ul a fost cu succes în momentul în care am trimis o notificare către un customer.
Deci, ăsta este genul de proces pe care îl poți face async, doar legându-te de un eveniment. Bun, și aici ar fi foarte mult de discutat. Nu știu dacă, cred că putem discuta ulterior, la bere, la orice, am multe povești pe zona asta. Dar a venit lansarea. Nu știu câți dintre voi vă îngrijorați când o lansare, când după ce lansați un produs, e liniște. Eu, în general, mă îngrijorez. Ceva, în mod natural, trebuie să dau un semn, măcar un mic bug. Era liniște completă. Și e liniștea aia de dinainte de furtună. Pentru că am avut o singură greșeală, și anume o singură arie din Magento. Practic, toată dezvoltarea noastră a făcut ca zona de administrare din Magento să folosească datele din noul serviciu, din MS Order, dar am omis o singură zonă din Magento unde practic se făcea un select X from toate orderele, fără limită, fără where, fără nimic. Iar în momentul în care colegii de la customer care intrau în zona de administrare și accesau zona respectivă, rețeaua noastră era la pământ. A durat vreo 2-3 zile de chin. Aici vă sfătuiesc două lucruri. Unul, dacă puteți să vă luați un Alin, luați-vă un Alin. Alin este un coleg de-al meu care a găsit o soluție foarte, foarte frumoasă de a rezolva problema până am găsit exact zona de unde se executa acel query. Și anume a făcut un bash script care se uita după slow queries în momentul în care găsea query-ul de select X from fără limită, fără nimic, îi dădea kill. Și așa am rezistat vreo 2-3 zile până am găsit problema care ne-a omorât rețeaua. Dacă, ca și o concluzie, când zic de PHP în Kubernetes, vorbesc de genul ăsta de aplicații PHP, care pot spune că sunt destul de mari și complexe. Și ca să facem un recap, când spun că PHP-ul se potrivește de minune în Kubernetes, compar cu ce am folosit anterior. Și că, spunând de PHP application, vorbesc de genul acesta de aplicații. So, PHP Kubernetes mi se pare un parteneriat foarte bun. Bun, și hai să vă spun cam cum funcționează acum la noi, la Dormi, Kubernetes cu PHP. Deployment-ul se face foarte ușor. Faci o modificare, ok, git-wise, faci un pull request către master. Noi folosim GitHub Flow, am renunțat la develop de ceva vreme. Se rulează niște check-uri, se trece prin tot pipeline-ul de CI, se face build-ul de imagine, apăsăm pe un buton și ne-a anunțat că a ajuns codul în producție. E that simple. A devenit atât de natural încât mie mi-a fost greu să mă gândesc cum pot să prezint PHP Kubernetes când suntem printre norocoși și printre norocoși la cum funcționează în momentul de față la noi tot procesul de deployment. Pe partea de scaling avem varianta de manual scaling. Aici vine cu practic modificarea unui YAML și modificările astea se propagă tot via pull request merge. Iar pe partea de autoscaling funcționează, dar în schimb aici mai avem mult de experimentat noi developerii, și anume să setăm threshold-urile oportune pentru scaling up, scaling down. Și pentru noi, cred că am sărit un slide, dar o să spun așa. Nu e vorba doar de o aplicație, e vorba de undeva la peste 40 de aplicații care funcționează în sistemul ăsta. Pe lângă aceste 40 de aplicații se mai adaugă câteva Node.js și dacă nu mă înșel, deja avem în producție și câteva servicii Go. Sau ca și concluzie la noi, asta este realitatea. Mi se pare că se potrivește de minune. Este absolut totul atât de natural. Într-adevăr, sunt câteva mici lucruri care pot fi îmbunătățite. Avem niște probleme minore în momentul în care se întâmplă prea multe scale up, scale downs, mai pierdem niște requesturi, DNS issues, care sunt sigur că o să le depășim. Și în rest, easy development with CI, easy deployment, scuzați.
scalabilitate foarte ușoară. E destul de simplu să schimbăm o versiune de PHP, în general schimbăm numele unei imagini din YAML. Pe partea de local development am văzut că a intrat și Mihai Gogu. O să-i mulțumesc cu ocazia asta, a făcut el frumos un script în care din două comenzi am ridicat un Kubernetes local și fac development super easy, super fast local. Bun. Și cam asta e. Cred că v-am convins că PHP-ul se potrivește de minune în Kubernetes. Funcționează foarte bine și funcționează genul acesta de aplicații, aplicații mari. Cam asta e. Sper că v-a plăcut. Lucian, poți continua tu. Mulțumesc. Super. Mai fac aici o scurtă pauză. Înainte să-i dăm microfonul Lucian, îți mulțumim, Adrian, pentru toate detaliile. E interesant să vezi o aplicație așa mare și complexă care rulează pe Kubernetes. Am o întrebare care poate s-au gândit și alții. Voi rulați doar microservicii, adică varianta modernizată aplicației, sau încă rulează și un monolit? Au reușit băieții să punem Magento și Naui în Kubernetes. Containere în Kubernetes care funcționează. Ce am uitat să omit aici, ce bariere ne-a deschis nouă, ce uși ne-a deschis nouă, și anume recent experimentăm cu Cloud SQL, Kubernetes în zona de Google și ne e foarte ușor să migrăm către Cloud SQL și experimentăm cu chestia asta, ceea ce înseamnă că ne îndepărtează de ideea de a ne face noi manage la baze de date. Okay. La fel și alternative la Redis. E un deschizător de drumuri. Deci ați migrat către Kubernetes pe Google Cloud și... fiind în ecosistemul Google Cloud, puteți să începeți să folosiți și managed services. Exact. Okay, foarte interesant. Super, super interesant. Uite, văd o chestie în comună cu Cosmin, și anume o bună analiză a procesului și a interdependenței între servicii cu care ați început. Și e clar că ăsta e un prim pas. Cred că are și Bogdan, după cum vă ridică mâna, are o întrebare. Aveam un comentariu pentru Cosmin. Spunea că speră că o să vorbim noi despre service mesh. And we won't. Ne-am jucat cu Istio de câțiva ani, e foarte bun subiect de joacă, dar deocamdată suntem cam anxios să punem pe producție. Avem niște cumva informații despre overhead operațional din prima parte până ne obișnim cu el. E o lume puțin nouă, tot felul de extra layer de administrat și, da, într-adevăr, avem o groază de lucruri înainte care se leagă de un service mesh, nu neapărat Istio, care o fi el, dar deocamdată nu avem experiență pe producție cu service meshes, dar o să avem în curând. Ok. Asta era comentariul. Mulțumim, Bogdan, și e o chestie interesantă și e complexă, pot să confirm. Service mesh e o chestie care te ajută mult, dar cum zicea și Cosmin, când te duci la microservicii, ai nevoie de service mesh care vine la rândul lui complexitate operațională. Uite, Marian are o întrebare care mi se pare destul de interesantă, și anume, folosește cineva la Dormi, la Cosmin, la... trei speakeri, dev environment pe Kubernetes? Da. Okay. Noi avem Docker cu Kubernetes, exact, cu Helm, dar numai că tot boilerplate-ul ăsta de Helm, de repo, de imagine, de toate cele, a reușit Mihai să le bage într-un script și practic noi rulăm 2-3 comenzi și avem serviciu app cu toate dependențele sale, și anume cu un MySQL, cu un Rabbit, cu ingresul ridicat, absolut tot e magic. Deci ați făcut un fel de makefile, care se numește makefile. Exact. Am înțeles, ok. E interesant, super. Bine, domnilor, e interesant de văzut cum ați navigat cu niște aplicații, unele monolit, altele hibrid, adică între monolit și microservicii, unele mai mari, altele mai mici, dar acum o să vorbim și despre un... cred că a fost Greenfield Deployment la un moment dat și a pornit from scratch modern, aplicația care deservește 25% din
administrația locală din România și dau microfonul lui Lucian. Salut, mersi Andrei. Ok, eu am tehnic două slide-uri, dar o să vorbesc pe marginea lor destul de mult. Povestea noastră este despre cum am adus o aplicație care a început ca state of the art pe Zend Framework, pe vremea când cuvântul monolit, cred că era prima oară când se vorbea de microservicii, dacă nu mă înșel, atunci a fost în conferința de microservicii, sau au menționat prima oară, s-a formalizat termenul de microservicii. Anyway, când nu exista concept de monolit, totul era monolit. Și Zend Framework era state of the art până astăzi și o să vorbesc un pic despre viitor. Despre, bineînțeles, trecerea spre microservicii, Kubernetes și așa mai departe, pentru că aplicația are și asta în plan. Dar hai să vedem despre aplicație prima oară, despre regista. Subiectul prezentării de astăzi o să fie așa. În primul rând despre PHP pe cloud. Deja am cam acoperit, cred că, toate părțile interesante. Așa că particularitatea pe care o să abordez eu este cum construiești un produs SaaS în PHP în cloud și care a fost parcursul nostru. E ușor diferit față de cel prezentat de până acum, dar rimează în mare parte. Ok, prima oară despre regista. Regista a început ca un experiment acum 7 ani, dacă nu știu, 7 ani și ceva. A venit un partener de nostru la noi și a venit cu o propunere. Noi nu lucrasem niciodată în administrația publică, noi și acum nu lucrăm deloc în administrația publică, niciodată faptul că deținem cel mai mare soft de, pentru primării din România. Motivul pentru care nu aveam experiență în zona publică este că nu ne plăcea modul în care se vinde software. Nu participam și nu participam la licitații în România. Dar a venit un partener al noi care ne-a spus, băi, am descoperit în piață. Era înainte să existe conceptul de product owner în masă aici în România. El a venit și ne-a zis, uite, am vorbit cu foarte mulți clienți potențiali și în piață am găsit că e o nevoie primară pentru aplicații de registratură. Și cred că dacă dezvoltăm o aplicație în sensul ăsta, o să aibă destul de mult succes, pentru că fie sunt aplicații desktop în momentul de față, fie majoritatea primărilor nu folosesc nimic. Așa că ne-am uitat la ce însemna state of the art atunci și acum o să încep să vă zic ca să vă amuz. Și am zis, hai să facem aplicația asta astfel încât să chiar să folosim cele mai bune practici la nivel de atât de procese de software development, cât și tehnologii. Și în primul rând ne-am uitat și am zis, ok, o să fie cloud-based. Și a fost una, cred că, una din primele aplicații din România pe Azure și cu siguranță cam și unele din primele pe cloud. Am zis că o facem full cloud-based, o facem full SaaS, în ciuda faptului că pe vremea aia în România și acum în România majoritatea deployment-urilor sunt cu serverul în instituția respectivă. Ne-am zis, ok, o să fie full cloud și nu private cloud, ci ducem undeva în Uniunea Europeană, în ce ne oferă platformele de cloud. Frankfurt, Amsterdam și așa mai departe. Facem doar SaaS, nu permitem personalizări și nu permitem deployment-uri on-prem pentru clienții noștri. Refuzăm personalizări pentru un singur client, o să fie full SaaS dacă o funcționalitate este cerută, va fi dezvoltată pentru toți clienții, dacă este cerută de un client. Bun, și ne-am uitat în ecosistemul de framework-uri și opțiunea noastră. Atunci lucram de ceva cu Zend Framework și am mers tot pe Zend Framework pentru că la nivel de arhitectură, în opinia noastră, era de departe cel mai bine structurat framework. Ecosistemul PHP este mult mai stabil față de alte limbaje, în sensul că framework-urile în PHP nu se schimbă atât de mult, dar pe vremea era destul de multe efervescențe, erau și puțin 6-7 framework-uri în paralel. Dar Zend Framework era cel care se concentra cel mai mult pe eficiență, dar și pe arhitectură riguroasă, așa că am început cu el. Și a fost o alegere bună, pentru că e unul din framework-urile care se permite foarte ușor să migrezi, pentru că încă de la început avea o structură MVC destul de curată, îți permite să migrezi și spre altele ulterior. În timp am adăugat și Symfony. Și aplicația asta am strâns, o să vedeți mai încolo cum arată tot codul, am strâns 7 ani de dezvoltare. În primii 2 ani, pot să zic că am avut succes modest cu aplicația. Dar pe măsură ce am văzut din ce în ce mai multe primării, am început să vindem accelerat și în momentul de față avem 600 de tenants, bineînțeles tot sub regista SaaS, care înseamnă nu mai mult decât 20% din piață, înseamnă 20% din total addressable market. Din tot ce înseamnă primării digitalizate, probabil avem mult peste jumătate.
Și pe lângă asta deschidem și noi piețe în momentul de față. Dar care a fost surprinderea noastră? Unul, că se poate vinde cu succes în instituții publice corect și noi avem garanția, mulțumită partenerilor cu care lucrăm, că toate vânzările se făcut în mod corect. Și asta pentru că software-ul, pentru că a fost dezvoltat SaaS și pentru că a fost dezvoltat într-un stil destul de agresiv de product development, respectiv MVP-uri peste MVP-uri, tot a fost o lungă secvență de MVP-uri, extragi doar următorul scenariu pentru care primările sunt dispuse să plătească și chiar au un pay în cont real, îl implementezi cât de eficient poți și îi dai la prețul minim astfel încât să fii profitabil din scalare. Am reușit să-l vindem cam la 10% din prețul software-urilor din celelalte software din piață. Bun, ok, asta e partea de business. Hai să vedem la nivel de arhitectură, cum a arătat, nu neapărat din prima zi, dar destul de repede. Una din filozofiile pe care le-am avut a fost, ok, punem în cloud ca să reducem costurile operaționale. Dar nu vrem să administrăm noi partea de hardware, nu găseam niciun sens, nici pe vremea aia, cu atât mai puțin acum. Doi, încă de la început am decis că dacă există un serviciu managed în cloud, mai degrabă adaptăm noi aplicația pentru a folosi acel serviciu managed, de exemplu de MySQL, decât să facem noi diverse setup-uri de MySQL. La vremea noi aveam experiență cu setup-uri de Galera, Percona Extra DB Cluster, pentru replicare master. Și era evident că nu aia, n-are cum să fie aia modelul de viitor. Era mult mai bun decât master slave-uri și alte modele care mai circulau la vremea respectivă, dar chiar și așa era destul de dificil de administrat operațional. Așa că pentru fiecare serviciu am zis că dacă există un echivalent managed în cloud, îl vom adopta și o să ne concentrăm mai degrabă să adoptăm cât mai multe servicii ca să eficientizeze procesul de dezvoltare decât să încercăm să fim cât mai buni în administrarea unui serviciu. Și cred că asta a fost o decizie bună de la început și ne-a ajutat și pe alte proiecte, și anume să nu încerci să excelezi la servicii care nu au sens pentru tine. N-au sens să excelezi operațional. Da. Și pur și simplu trebuie să le folosești. Și de-aia vedeți că arhitectura a registrat așa. Apoi, altă decizie bună pe care am luat-o a fost să facem îmbunătățiri la nivel de aplicație doar în momentul în care există cu adevărat îmbunătățiri tehnice, mă refer, doar în momentul în care există o nevoie reală, dar să facem întotdeauna, în fiecare an, să ne asigurăm că suntem cât de cât state of the art. Adică să nu adoptăm lucruri experimentale din lume, cum ar fi, să spunem, Kubernetes sau în câțiva ani, dar în același timp să ne asigurăm că avem, nu știu, cea mai noi versiune de PHP, că avem config management și așa mai departe. Bun. Și, mă rog, mai sunt alte câteva chestii. Hai să vă zic cum am ajutat fiecare serviciu. Inițial erau niște VM-uri cu un serviciu de MySQL și un Redis. Bun. Prima îmbunătățire majoră pe care am văzut-o a fost să automatizăm tot ce însemna managementul în interiorul VM-urilor, folosind config management. Și în momentul respectiv, Ansible era opțiunea favorită, la noi în companie încă este, deci nu prea mai folosim VM-uri. Și asta a fost prima optimizare majoră care ne-a ajutat foarte mult. Să facem config management cu Ansible astfel încât să nu mai existe nicio intervenție umană sau aproape zero intervenții umane pe VM-uri. Al doilea pas, foarte important, a fost să facem expandable, toate mașinile virtuale, astfel că am trecut la VM scale sets. Și după aceea să adoptăm și servicii de, mă rog, polyglot persistence. Asta înseamnă că ne-am dat seama la un moment dat că nu toate datele pe care putem să le stocăm sunt optim stocate în baza de date, așa că am adoptat și un serviciu de NoSQL, respectiv MongoDB din Azure, CosmosDB. Bun. O să fac câțiva pași în spate. Când făceam SaaS-ul, am început să ne întrebăm, ok, cum facem în așa fel încât să asigurăm izolare pentru clienții noștri, o izolare bună, dar și o eficiență operațională. Și evident sunt două modele. Un model este să ai baze de date separate pentru toți clienții, cu o schemă comună și să găsești o modalitate de a propaga schimbările între toate bazele de date. Și în felul ăsta te asiguri că există un minim de, sunt șanse minime să ai accesări îndorite de la un client la altul. Varianta B era să ai un discriminator, practic să ai totul într-o bază de date pe care poți eventual să o șarduiești ulterior și să ai un discriminator la nivelul tabelelor care, bineînțeles, sunt multitenant.
Avantajul în abordarea asta este că poți să faci foarte ușor schimbări de schemă la nivelul bazei de date. Dezavantajul, bineînțeles, este că trebuie să ai un fel de middleware care să se asigure de faptul că toate query-urile au acel discriminator pus în ele, altfel. Da. Poți să ai probleme de la acces, de coruperea datelor sau de acces la datele altui tenant. Am mers pe varianta cu discriminatorul pentru că oricât de mult am fi încercat încă de pe atunci și cred că și acum am face aceeași alegere, să faci managementul unui număr foarte mare de scheme este mult mai complex decât să asiguri un proces de development sau de verificare a query-urilor și chiar și de scalare, de sharding a unei baze de date share-uite. Bun. Am livrat aplicația respectivă, cea pe care o vedeți aici, scrisă pe Zen Framework 1. La un moment dat am văzut oportunitatea în piață și de a face parte de e-guvernare, astfel încât primăriile să poată să interacționeze digital cu cetățenii. Aplicația noastră inițială era făcută doar pentru zona de back office, de a automatiza fluxul intern al primăriei, după care am dezvoltat o aplicație nouă pe care am scris-o în Symfony și aici au început să se mai complice lucrurile, începând cu mediul de dezvoltare local. Noi, cred că tot ca acum 7 ani, am trecut la Vagrant, aveam faimosul, mai devreme, SMB, da, lucram cu PHP Storm, în interiorul SMB-ului era destul de dificil și cu Ansible, mașină virtuală se provizionă cu Ansible. Și pe proiectul ăsta, registrat în mod particular, petreceam în medie între 8 și 16 ore pe lună pentru a rezolva bug-uri de config management sau de performanță locale. Așa că unul din primele optimizări pe care le-am făcut când am început să avem două aplicații a fost pentru că trebuiau cumva să-și acceseze datele între ele, mașinile astea virtuale, a fost să trecem la Docker și să avem un setup local bazat pe Docker Compose. Practic sunt două aplicații complet separate care stau în aceeași rețea de Docker. E un pic mai rudimentar decât un cluster de Kubernetes local, dar pe de altă parte este și ceva mai ușor de implementat. E un pas mai ușor de făcut pentru developerii care poate n-au mai lucrat cu Docker decât să-i treci direct la Kubernetes. Și aici am sărit direct de la 16 la 0, încă din primele zile, 16 ore de petrecute pe debugging lunar la 0. Bineînțeles, asta ne-a deschis calea și spre adopția de Kubernetes și de deployment-ul de containere mai departe pe mediile dev staging și producție, însă încă nu suntem acolo. Bun, și următorul pas pe care începem să-l facem, și o chestiune pe care deja avem o strategie, este să trecem aplicația de Zen Framework la Symfony. Noi am mai făcut asta de câteva ori în ultimii ani, aplicații între mari și foarte mari. Și pentru asta folosim Triangular Pattern. Respectiv, punem un proxy, de obicei, în fața aplicației, cum e să zicem load balancer ăsta pe care îl vedeți în diagramă, cel de jos. Instanțiem o nouă aplicație și, în funcție dacă e API sau are interfață grafică, abordăm diferit. Ce e important este că sursele date rămân aceleași, obligatoriu. Niciodată nu facem surse de date noi când facem o rescriere. Pentru că asta e calea cea mai ușoară. Am încercat un experiment de două sprinturi la un proiect, dar e calea cea mai ușoară spre ineficiență în rescriere. De obicei se paralizează proiectul. Și atunci păstrăm sursa de date comună. Dacă este un API, e foarte simplu, cum apis Triangular Pattern, respectiv rescrie metodă cu metodă și păstrăm sursa de date, de obicei e simplu, bineînțeles, teste automate făcute înainte ca să asigur că se comportă la fel. Dacă e o aplicație cu UI, e un pic mai tricky, dar nu e chiar atât de complex. Tot cu Triangular Pattern, ai proxy în față, anumite rute se duc către aplicația nouă. Bineînțeles, trebuie să implementezi layout-ul identic. O provocare ceva mai mare este să implementezi partea de compatibilitate la nivel de sesiuni. Da, adică Zen Framework scrie sesiunile, are mod de serializare a sesiunilor. Trebuie să-l implementezi, practic, să ai un middleware și un Symfony în care să asiguri aceeași chestiune, că e compatibilă sesiunea din Zen Framework cu Symfony. Și în momentul în care scoți cu totul Zen Framework, poți să treci la sesiunea default de Symfony. Da. Bun. Să vedem ce ar mai fi aici. Bineînțeles, în continuare vom face și noi trecerea la, nu zic neapărat la microservicii, dar pentru că deja avem aplicația containerizată pe mediul local, o să facem pasul spre a containeriza și aplicația și pe dev staging și producție și bineînțeles va fi un deployment de Kubernetes. Însă serviciile managed din dreapta nu le vom trece în Kubernetes, totul va rămâne așa.
baze de date, mă rog, PHP database-ul MySQL, Redis-urile, Cosmos DB și așa mai departe. Pentru noi a fost chiar foarte simplu să adoptăm serviciile aia pe care nu avem nicio experiență să le administrăm, cum ar fi MongoDB. MongoDB literalmente am învățat doar să programăm peste el, dar nu aveam deloc habar să-l administrăm. Și să putem să facem asta în interiorul unui sprint, să decizi că ok, folosesc Mongo, fac un POC rapid și dacă îți place, știi că poți să te bazezi pe serviciul de cloud pentru pentru a dezvolta peste el fără grijă administrării. Bineînțeles, având un volum destul de mare de date și de accesări, trebuie să ai totdeauna un plan de scalare pentru toate serviciile, adică nu e pur și simplu, având un număr de mare de clienți, pe fiecare pe care îl adopți, trebuie să te gândești rapid cum o să scalezi la mai multe instanțe. Dar cu toate astea, în momentul de față, noi am ales întotdeauna să optimizăm, prima oară să optimizăm aplicația înainte să investim mai mult în infrastructură. Și poate să vi se pară stupid, pentru că manpower-ul e mai scump de infrastructură decât infrastructura, dar nu tot timpul e așa. Și nu tot timpul e așa de mai multe puncte de vedere. Un lucru pe care mulți oameni uită este că în momentul în care înveți să optimizezi, dar nu la nivelul la care să faci micro-optimizări, în momentul în care înveți să optimizezi anumite lucruri, rămâi cu bune practici pentru viitor, care și alea ți-aduc return on investment. În momentul de față, noi dăm cam 0,5% din veniturile noastre sunt costul cu infrastructura și totuși asta ține tot. Absolut toate datele clienților. Și cred că e unul dintre cele mai eficiente, dacă nu cea mai, eficient setup pe care îl avem. Și asta doar pentru că de fiecare dată când a fost load mai mare, prima întrebare a fost, ok, cum putem să facem noi aplicația să fie mai inteligentă într-un timp rezonabil, adică nu să petreci 80 de ore pe optimizare, hai să vedem 16 ore ce putem face. În loc să mai dăm 2000 de euro în plus pe lună sau 1000 de euro în plus pe lună pentru a scala serviciu. Și de regulă, în momentul în care vedeam că nu avem un răspuns, să vedem, scalăm. Am scalat de mai multe ori. Dar de ce mai multe ori găseam un răspuns? Și asta a făcut și echipa mai înțeleaptă, pentru că toate bunele practici pe care le-am învățat de lungul timpului au fost reflectate și noile dezvoltări. Și cred că n-am mai scalat de... Cred că ne-am triplat load în ultimii 2 ani și am scalat foarte puțin în perioada asta. Și în continuare suntem la load foarte mic, deci probabil putem să ne mai dublăm din punctul ăsta fără să scalăm mult. Și asta e mulțumit acei bune practici de a avea mici spike-uri în interiorul sprintului de optimizare de aplicații. Bun. La nivel de PHP, singurul lucru pe care pot să-l mai zic este că e important să ai tot timpul upgrade-uri de versiuni de PHP, atât din rațiuni de securitate, dar cât și din dezirabilitatea proiectului, pentru că oamenii să-și dorească să intre pe proiect. Una e să zici că ai PHP 5.3 și alte să zici că e PHP 8.0. Știu, pare o chestiune banală, dar nu e chiar așa, psihologic contează. Și la fel, același lucru o facem și cu framework-urile. De fiecare dată apare o versiune minoră, facem upgrade, pentru că altfel mi se pare destul de greu să faci saltul, de exemplu, de la o versiune majoră la alta. Și pare că nu, proiectul ăsta se dezvoltă, a zice, într-un ritm foarte alert și chiar și așa nu e nicio problemă să introduci aceste mici optimizări tehnice dacă o faci în mod consecvent. Dacă însă te aștepți să ai sprinturi tehnice o dată pe trimestru, ele nu prea ajung să se întâmple și atunci ajungi cu o aplicație care cu siguranță după 7 ani n-ar mai fi dezirabilă. Bun. Deci cam astea sunt... În acel cam asta e ceea ce am făcut noi la Regista. Nu e ceva extrem de complex, dar ideea e că poți să ai... Modelul ăsta SaaS chiar a fost foarte eficient și a făcut produsul foarte competitiv. Și faptul că am ținut-o cât de simplu se poate. Niciodată n-am sofisticat mai mult aplicația. Cu siguranță e una dintre cele mai simple aplicații pe care am în companie, dar faptul că nu am făcut-o mai complexă decât trebuie ne-a ajutat să ținem și costurile operaționale la minim și totuși proiectul să fie dezirabil pentru devs. Super! Mulțumim, Lucian! E super interesant, mai ales că am aflat că infrastructura costă 0,5% din costurile totale aplicației. Asta mă duce cu gândul că PHP-ul este performant. Da. Pe lângă o echipă performantă care știe să-l gestioneze, 0,5% din costuri e o chestie destul de interesantă. Și iar sfatul tău cu investiția în optimizări, mi se pare că e unul foarte pertinent. Bineînțeles, cu respect pentru
the entire business, dar e o chestie care îți rămâne, pe când 1000 de euro investiți în infrastructură se duc. Păi da, cam uităm. Uităm cât de mult, cât de mult contează și costurile astea și cât de mult se adaugă costurile cu infrastructura. Da. Pentru că acum ceva timp noi spuneam, hai mai adaugă niște servicii, pentru că vorbeam cu toate $50-100. Da. Dar acum s-a ajuns în incremente de $1000 pe lună. Adică vorbim cu clienții lejer de hai mai pune și tu $5000, dar nu e. Adică $5000 analizat sunt $60.000, ori 3 ani sunt $180.000, ceea ce sunt sume consistente. Ok. Am o întrebare pentru, cred că pentru toți. Vorbiți de performanța aplicației. Cum o măsurați? Ce unelte folosiți când vine vorba de PHP pentru... Tu, Cosmin, ce folosești pentru a măsura performanța aplicației? Când e în producție, să zicem? Da, când am ocazia, folosesc New Relic, okay. Sunt obișnuit și foarte, mai ales când nu-i singurul, dar cel mai comod de folosit, că e foarte ușor de integrat și se poate integra și în aplicațiile găsi și și în aplicații moderne de potrivă. Okay. Și în exemplu care l-am dat eu, l-am folosit și în stack-ul vechi și, și, și după ce am migrat. Și practic am avut același metric și am putut vedea și diferența de performanță și ce. Out of a box, New Relic îți oferă, detalii de performanță, zice cât s-a petrecut în PHP, cât s-a petrecut în bază de date, cât în external calls, îți arată un network dependency și asta din out of a box, rate per minute și, și ce mai fi. Și îți dă și suport pentru custom metrics la care le-am pomenit eu ca să ți le implementezi în aplicație. Ok. Există și alte tool-uri, dar asta, asta îl prefer eu, mai ales pentru că pentru proiecte mici au entire free, pentru proiecte medii e ok. Problema e când te afli între mediu și mare, pentru că au un layer de pricing care, ca să treci la pro, ca să folosești multe feature-uri, e deja minimum $25.000 pe an. Okay. Da? Deci dacă ești cumva între mediu și mare, atunci poate te mai gândești și la alternative, pentru că ține cât e valabile eventurile alea, câți oameni au acces și asta e singurul, singurul drawback. Dar New Relic e cel mai des. Și în proiectele mari în care am intrat, majoritatea foloseau New Relic sau New Relic și o combinație cu Datadog sau, okay. Sau ce o fi. La proiect, cel mai mare proiect pe care am lucrat, lucra foarte bine cu New Relic, deci ăsta avea 30 de milioane de utilizatori. Ok, ok. Deci New Relic, după cum da Adrian din, din cap, da, cred că tot New Relic zice. Da, dar aici aș vrea să adaug un lucru care l-am descoperit aici la Dormi. E un mod mai aparte de a monitoriza, cel puțin când ai 11.000 de servicii. Și anume, noi captăm și ducem în Elasticsearch logurile de Nginx și asta ne dă pur și simplu un response time al oricărei rute apelate și ne ajută foarte mult să facem niște grafice, să vedem instant anomalii. Într-adevăr, am încercat și data două, cumva nu să plia pe nevoile noastre, New Relic-ul te ajută să intri mai în depth, dar dacă vrei să monitorizezi un număr destul de mare de aplicații și destul de rapid, practic redirecționezi toate logurile de pe Nginx către un Elastic, pui un Grafana peste care efectiv ulterior vezi că ai, I don't know, average response time care e în afara, adică practic e average response time-ul Nginx care e cumulat pe HP-ul ce îți răspunde și toată zona asta și automat ai foarte rapid o viziune de cum, cât de rapid îți request-urile pentru serviciile tale. Ok, și Lucian, voi ce folosiți ca să pentru observabilitate la PHP? Adică la nivel de aplicație, Toniu Relic, ok. Toniu Relic, da. Ok. Zicea Adrian de chestia cu Nginx și vreau să vă întreb și pe voi. Sunteți Apache plus PHP, Nginx plus FPM. Care e abordarea voastră de cum rulați PHP? Tu, Cosmin? FPM plus Nginx. Ok. Da, am avut și proiecte în care era pe model clasic de Apache plus modul de PHP, dar acum trendul modern e pe Nginx plus PHP FPM. Ok, Lucian, bănuiesc că și voi tot la fel, Adrian, am văzut că a dat din cap. Da, okay. Am mai văzut în Apache de mult. Sunt curios când vine vorba de modernizare, găsește aplicație, care ar fi abordarea voastră? Găsește aplicație din asta PHP 5 cu Apache?
Ce faceți înainte? O migrați pe FPM? Migrați așa cum e? Care ar fi primul pas în modernizare când vine vorba de un legacy din ăsta care ține și de Apache? De fapt, un legacy, de un mod de execuție a PHP-ului cu Apache. Voi ce o să încep eu? Da, te rog. Diferent, adică efortul să treci pe Apache FPM nu e super mare. E mai mult de niște tuneri despre cum despre worker și la memorie și din astea și modelul acum își fac, care e mult normal sau developer like fac față și acolo testele nu sunt super mari. Ce poate fi diferit, când mai ales când treci pe cloud, e că dacă nu ai grijă și mai ales când migrezi unde ai găsit sau din astea, e că ele în cloud sau când ești pe Kubernetes în container pot fi deployate separat. Deci îți deployezi FPM-ul care e în containerul lui și îți deployezi Nginx-ul care e containerul lui. Și dacă ești legacy și încă nu ai asset-uri structurate și deployate separat, trebuie să ai grijă că atunci deploy-ul, practic tu ai două deploy-uri la același artefact, unul cu asset-urile statice, știi, și unul cu PHP-ul, care e de la același code source, mai ales la legacy. În aplicații, pe măsură ce evoluează, mai ales când se folosesc aplicații moderne, atunci se deploie separat, mai ales după ce separezi partea de front-end. Dar legacy încă se întâmplă să ai mixt între astea două și atunci un pas intermediar ăsta ar fi. Aș mai menționa un lucru care e un pic tangențial, dar l-am menționat și Lucian și Adrian. Că am menționat că e mai ușor să faci upgrade la PHP. Și la din astea. Și aș vrea să menționez și de ce la lucrul ăsta în caz, că nu știu cât din audiența noastră folosește Docker, dar momentul când ești în container, nu neapărat Kubernetes, momentul când ai container, e o singură linie de cod, practic, să-ți schimbi de la un PHP la altul. Și dacă ai și teste și din astea, și mai ales și canary, poți să dai imediat dacă ai erori și revertul faci în câteva minute, nu dacă ai un legacy, îl faci foarte, foarte, foarte greu. Și e aproape același lucru și pe migrarea pe FPM și dacă ai container FPM și de la Apache, pentru că dacă ai o problemă, migrezi imediat înapoi. Și asta poți face, mai ales dacă ai codul ca și infrastructură. Și asta a fost un pic legat. Deci asta e perspectiva mea. Am înțeles. Înainte să mai pun o întrebare, bineînțeles, dacă și cei din audiență au ceva întrebare, și face și un mic exercițiu, dacă puteți să dați click pe Raise Your Hand, cei care folosesc, au containerizat pe PHP-ul, chiar în producție. Suntem curios să vedem cam, ok, deci suntem deja vreo 6, ok, bun, aha, ok, puteți să mai lăsați mâna un pic ridicată ca să nu pierdem din date, dar suntem pe la 9, ok, deci audiența încă este, probabil suntem 50-50, o parte cu Rsync, o parte cu Docker Pool. E destul de interesant. Și Cosmin, tu ziceai de o chestie cu separarea containerelor. Am înțeles. Dacă stați de la aceeași companie, ridică toată lumea mâna. Cu separarea containerelor e o chestie interesantă. Și până să ajungem la Kubernetes, avem Docker, am stabilit că avem Docker, avem Nginx și FPM. Punem Nginx și FPM în același container. Sau mai, să zicem că vine vorba de dev environment, vrem să experimentăm a rula ceva cod de PHP pe mediul local. Voi cum recomandați? Să avem Nginx și FPM în același container, să avem Nginx și FPM separat? Care ar fi the easiest și the safest și the best approach în termeni ăștia? Îl întrebăm pe Lucian. Ok, separat. Separat. Da, sunt două procese separate. Am încercat și mix, dar... Pe noi ne ajută și pentru că putem să facem containere de bază. Avem imagini de bază, scrise peste cele de comunitate, una de Nginx, una de PHP. Și cum faci ca să ai codul același, ca să fii sigur că atunci când dai se încarcă și static-ul, se rulează și PHP-ul din spate? Păi, în principiu, depinde de aplicație. Pentru unele, multe aplicații ale noastre sunt procese de build separate. Okay. În Nginx trebuie să buildești doar front-end-ul. PHP-ul nu prea trebuie să aibă acces la front-end. Deci, în varianta simplă, norocoasă, ai două procese de build separate și împingi static asset-urile în
containerul de Nginx. Eu nu mă refer la asta, poate n-am pus eu întrebarea foarte bună, mă gândeam la o aplicație din asta așa, care are și front-end-ul și back-end-ul în același repo. Da. Mă refer cum te asiguri că și Nginx-ul și FPM-ul au parte de au acces la cod, că atunci când ai și Nginx și FPM, practic Nginx-ul trebuie să aibă și el acces la fișiere ca să le poată interpreta, să trimite request-ul către FPM. Păi nu e nevoie neapărat, pentru că FPM-ul el comunică doar prin socket-uri. Nginx nu face nicio verificare pe fișiere și atunci ce facem este pur și simplu să ne asigurăm, există într-adevăr un truc aici, foarte simplu, să te asiguri că PAF-ul pe care îl pui pentru interpretorul de FPM din Nginx este același cu PAF-ul pentru codul sursă, e același cu PAF-ul pe care îl pui în FPM pentru codul sursă. Ok. Adică și în Nginx trebuie să existe cumva un folder, chiar dacă e gol. Am înțeles, un folder gol, ăsta e hack-ul. Da. Da. Okay. Și, okay. În rest, nu ai nevoie de cod sursă, doar static. Okay. Mai există un caz, Lucian, când vrem din Nginx userul să downloadeze fișiere pe care și le încarcă prin PHP. Adică dacă vrei să-i servești un fișier sau ceva de genul ăsta. Dar le punem block storage noi, nu? Da. Adică da, nu prea le punem block storage. Sau... Da. Ok. Ok, uite, are și Andrei și o întrebare. Ridică mâna, nu știu dacă e legat de PHP sau de Docker sau a ridicat acum mâna. Anyways, dacă mai sunt întrebări. Era de mult, scuze. Ok. Da, și Alex are un approach destul de interesant cu init container și KP, care are și asta sens, dar cred că are sensul oarecum mai mult în zona de Kubernetes. Ok. Uite, la dormi folosim în același container cu supervisor D. Exact. Clasic cu supervisor D. Care e și asta un hack? E un useful tool, ca să-i spunem așa. Hai să nu-i spunem hack. Ok. Sunt sigur că are și Bogdan o perspectivă, dacă e interesat să ne spună. Nu, mă gândeam la partea asta de static builds. Okay. Având doar single page apps care sunt cumva complet decuplate de partea de backend, it's a different story. Astea sunt deployate separat pe niște poduri diferite, servicii diferite, da. N-ai nicio treabă și trec request-uri printr-un API gateway care e alt Laravel și asta se numește microservice. Adică partea asta de static files nu prea n-am avut ocazia să ne lovim de ea de când folosim Kubernetes. So. Aș adăuga că la asset-urile care sunt dinamice, care sunt preluate de user, de obicei fac leverage la ce object storage tehnologia. De obicei le pun într-un bucket și după le dau printr-un CDN. Deci două. Deci alea nu le dau niciodată prin KP sau prin Nginx, pentru că containerele, dacă faci asta în container, containerele scalând independent, ai niște probleme de sincronizare între, pentru că request-urile spică de la un container la altul și sau faci ceva network shared file system sau să faci ceva alte soluții, dar nu se merită costul de coordonare când poți folosi o tehnologie simplă care de obicei îs ieftine și out of a box care vin la S3 object storage. Și partea de static depinde de stadiul unde e aplicația, că dacă ești în stadiul de monolit unde încă nu ai partea asta, atunci trebuie să faci asta ca în Nginx. Dacă ai partea de dacă ai decuplat deja cum front-end-ul de backend, atunci îi poți face din nou deploy în bucket și servi din CDN de acolo la aplicație. N-ai nevoie de Nginx acolo. Pentru partea de static asset. Da. Ok. Da, înțeleg. Întrebarea era mai degrabă de aplicații de genul WordPress sau nu știu, aplicații chiar legacy unde le ai pe toate într-un loc. Lucian, ai ridicat și tu mâna, vrei să zici ceva sau s-a ridicat, că ești pe mute. Da, scuze, dusem lower hand, nu pe mute. Ok. Prea multe butoane. Da. Așa. Uite, a pus Ionuț o întrebare legată de supervisor, dacă te ajută să rulezi mai multe procese în container. Da, practic, în regulă e un Docker, e un orchestrat, un runtime de procese, da, practic are init și procesul care rulează și cu supervisor e un hack în care supervisor e un alt fel de init, un manager de procese și tu în container rulezi doar containerul știe de supervisor, supervisorul la rândul lui face management la celelalte procese. Face management de Nginx și de FPM. Da, sau
orice alt proces vrei să rulezi, care e un lucru bun. Bun, domnilor, asta am aflat. Sunt curios un pic și abordarea voastră când vine vorba de loguri. Care este the best practice când vine vorba de PHP să trimiți loguri în... mai ales când deja ai ajuns pe un sistem din ăsta mai descentralizat, cum ar fi Kubernetes, nu mai poți face SSH pe mașini să te uiți la loguri, ai mai multe replici, zeci de replici, sute de replici. Adrian, voi la Dormi, cum gestionați logurile acum? Fluent și ajung în Elastic, e un Kibana deasupra și le vedem. Pe lângă asta, încercăm să ținem foarte mult cont de log level și avem anumite nivele de loguri care efectiv le propagăm și pe Slack, pentru că e daily usage tool. Să le vezi, ok. Și imediat sar în ochi cele care practic ar trebui să ne pună imediat în poziție de alertă. Dar sunt curios, pe lângă stack-ul tehnic, cumva și ca să zic așa, care este nu știu, framework-ul de PHP care îl folosiți, de exemplu, cum trimite logurile? Scrie pe disk și de acolo Fluent le colectează sau le trimiteți direct prin rețea? Le trimitem direct, sărim peste chestia asta, okay. Nu scriem nimic local. Și Cosmin, când e vorba de un legacy, în care scriem var log PHP, care e abordarea ta de a centraliza logurile? Deci, în aplicațiile care sunt containerizate, nu contează dacă se legacy sau nu, cam standardul este să scrii pe output. Și de acolo ți le preia ceva și se trimite. Este deja tool-uri specializate pentru loguri. Și singurul trick aici e să folosești, cum o zis Adrian, priorități, să le folosești ca lumea. Uh-huh. Acum poți avea loguri structurate sau nu, dar majoritatea tool-urilor care parsează loguri știe să structureze și dacă log nu structurat, ca să-ți ia informații de bază. Cel mai important e, deci când ești în container, nu scrii într-un fișier, pentru că containerul apar și dispar și scalează și din asta și nu poți să intri în fișier ca să le iei. Poți, dar nu e indicat. Și practic sunt tool-uri, fiecare, majoritatea tool-uri moderne cum îi iau din standard output sau aici, standard error. Ok, și la nivel de PHP, mai ales când e vorba de un monolit, ok, nu l-am containerizat încă, dar avem monolitul ăla clasic și vrem să începem să colectăm logurile, eventual centralizat, poate înainte, acum lumea face SSH pe unul din replici sau chiar pe toate serverele ca să vadă sau... folosesc un tool din ăla în terminal care îți permite să dai tail pe 10 servere odată. Care e abordarea ta în a centraliza logurile într-o variantă legacy ca să-ți permită după aia o modernizare ulterioară și integrare cu std out, std rr și ce mai are La nivel de stack, adică ce tool-uri folosesc sau la nivel de ce îți fac în aplicație? Dacă faci ceva în aplicație sau pur și simplu faci tail pe fișiere cu un sistem de colectare? Depinde unde e aplicația respectivă. Că majoritatea aplicațiilor de PHP folosesc standardul de BSD în care ai critical share-uri și ce mai fi, deja au și acolo practic m-am trepus pe standard output și tool-urile existente... Tool-urile, de exemplu, și în Kubernetes și în alte tool-urile existente de soluții de logging, nu contează că e PHP. O dată ce ai pus pe standard output, deja nu mai contează, că tu acolo nu contează. Eu zic că cel mai important e să înveți pe developer să logheze. Aia e primul lucru, pentru că nivelul de verbozitate, o dată ce ai trecut în container, trebuie să fie mult mai mare. Mult mai mare decât la o aplicație normală, care e, deci e kettle versus pet, în sensul că în aplicația legacy ai serverele pet în care tu știi unde sunt logurile și te duci, mai setezi ceva, dar în momentul în care ai trecut pe cloud, ești kettle, nu mai contează ce și unde e, ce server sau ce container sau ce o fi și informația se pierde dacă nu o loghezi. Nu mai poți să intri să sapi, pentru că ele se pot apărea și dispărea containerele foarte rapid și deci o te trebuie luată și o te trebuie scrisă și pentru că nu mai ajungi înapoi să sapi. E posibil să ajungi înapoi să sapi. Și atunci trebuie educat, dacă echipa de development nu știe asta, ați fi surprins să vezi cât de fapt nu loghează. Deci erori și lucruri care importante. Deci acolo trebuie educația în nivel de prioritate și ce informații să logheze. Ok, aveți de... Și care să nu logheze, că e GDPR.
Ok, am înțeles. Avem Adrian și cu Cristian au ridicat mâna. Vreți să ziceți ceva sau să interveniți la discuție? Aici mi se pare un topic foarte interesant, partea asta cu logatul. E că de multe ori logăm prea mult și când trebuie logăm prea puțin. Nu știu cum se face, e rețeta perfectă, că întotdeauna ajungem, poate nu toată lumea se regăsește în situația asta, dar eu observ că se întâmplă destul de des. Să logăm mult și multe chestii sunt noise, pentru că de multe ori situațiile critice devin la cantitate, nu efectiv la excepția respectivă. Și sunt situații în care logăm insuficient, tocmai ca să excludem noise-ul de eventuale alerte. Și e un topic super interesant care trebuie poate atacat într-o altă situație. Ca să mai fac un pic, ca să mai adaug la complexitate, e și volumul, deci volumul e ca să vezi că ceva e greșit și după aia e și nivelul de detaliu, când să vezi ce anume e greșit, știi? Deci exact. Și să faci balance între astea două, e de fapt o problemă complicată ca să o ai unde trebuie și practic trebuie să înțelegi aplicația, că dacă nu, mie mi se pare că e un pic greu de educat un junior exact în partea asta, știi, ca să zici ce și ce nu și ce să pună și ce nu. Deci, care e penalitatea la logat tot? De exemplu, să fii cât se poate de verbos, nu știu, pun o întrebare naivă, să fii cât se poate de verbos și cât se poate de de multe date. Noise-ul. Ok. Ok. Deci, dacă loghezi... Sunt relevante informațiile sau sunt greu de citit prin ele, ok. Dacă loghezi la nivel de event și loghezi eventul care trebuie, nu e problemă că pui multe informații dacă nu pui username și user email, care zice GDPR. Dar dacă loghezi lucrurile care nu trebuie și pui, de exemplu, ceva ce ar trebui să fie warning sau info ca nivel de eroare și ai multe din alea, e foarte greu să-ți dai seama care sunt erorile și unde îs. Sau dacă nu ai un sistem să-ți clasifici logurile pe sursa de unde vin. Și de exemplu, dacă ai numai foarte multe erori care nu-ți dă nimic, nu știi nimic, de fapt, știi numai care erori. Și într-un sistem distribuit, cel mai util e, noi am abordat ideea de request ID, în care efectiv de unde pornește primul request, pasăm prin toate logurile un identificator. Și asta ajută fenomenal de mult. Vezi de unde a pornit requestul, pe unde a trecut, unde și cum a răspuns. Da, dar numai ca să fie clar pentru cei care nu au Docker, e în toate serviciile același ID. Uh-huh. Deci nu numai într-un serviciu același ID exact. La fiecare loc, dar în toate serviciile trebuie să folosim același ID ca să știm că request-ul a pornit de aici, s-a terminat sau a trecut pe acolo și face parte de același request. Okay. Asta e o complexitate de login care apare numai în microservicii. Într-o arhitectură normală, legacy, nu-ți apare așa ceva, că nu ai problema asta. Okay. Lucian, voi cum faceți monitorizarea la registra? E ceva cloud native, adică Azure native? O să las până oară pe Cristi că vrea să zică ceva și oricum eu știe sistemele de locking. Okay. Eu vreau să întreb, dacă îmi aminte, Lucian, dar mă rog, te las pe tine, cred că era Log Analytics, nu? Da, avem mai multe sisteme. Regista, în mod particular, cred că are sistemul de login nativ din Azure, Log Analytics. Dar da, folosim foarte multe, mai multe feluri, în funcție de nevoile proiectului, adică de la chestii cloud native până la alți clienți care au necesitat niște chestii super custom făcute cu un volum foarte mare de loguri cu RSS log care aveau nevoie să fie super available sistemul de log, la fel trimis direct din PHP. Mă rog, eu ridicasem prima dată mâna pentru că aveam curiozitate, am trecut de curând pentru o chestie în Kubernetes și eram curios dacă s-a mai lovit cineva de chestia asta și cum a făcut tackle, în care ai un sidecar container pentru că aplicația ta nu știe să le scrie în sete de out, whatever, adică să pornim de la premisa că da, normal aplicația ar trebui să le scrie în sete de out sau să le trimite chiar direct, dar să zicem că nu se întâmplă chestia asta, mai exact Magento 2, da? Și nu vorbim de legacy, își scrie report-urile alea în N fișiere, da, așa, whatever. Și tu vrei să faci un sidecar pe chestia asta. Și nu o să meargă să faci un sidecar pe chestia asta, pentru că cu un tail simplu nu știe să asculte după un fișier care se generează dinamic după ce a fost pornit sidecar-ul. Și eram curios dacă s-a mai lovit cineva de chestia asta și dacă a reușit să tackle cumva problema de a face un sidecar container care să asculte undeva pe un volum fișiere generate dinamic.
O să te pun în legătură cu colegul meu, Andrei Petrescu, care știu sigur că a făcut asta și eu cunoști tu. Și a făcut fix pe Magento. Deci poți să-i scrii că sigur a făcut asta. Vreau să mai adaug eu ceva pe loguri, apropo de unde scrie Nginx și unde scrie Nginx și PHP istoric, în var log, whatever, nginx.log sau error.log. O chestiune foarte mișto în containerele de bază din Nginx și PHP este că sunt acele fișiere care se scrie în mod normal, care se scrie tradițional, sunt făcute automat în containerele de bază, symlink, către dev.out și dev.str. Asta înseamnă că... Da, de un hack foarte mișto, pentru că înseamnă că multe aplicații vor deveni automat compatibile cu Docker, fără să se schimbe, pentru că poate mulți își containerizează aplicația, dar nu sunt conștienți de modelul ăsta de jurnalizare. Da. Și atunci lor le apar direct logurile acolo, fără să-și dea seama. Cum sunt, da. De cum s-a făcut. Bine, în timp le înveți, dar e un default foarte sănătos care îți previne o groază de probleme din faptul că poate ai uitat să setezi pe dev, setul de alt, știi? Eu aș mai face un pas înainte, fac așa un segue în discuție, un pas înapoi, și anume având în vedere că jumătate din mâini încă nu sunt pe Docker, m-aș mai întoarce un pic la aplicațiile astea legacy monolitice care rulează pe mașini virtuale și poate nu au, nu știu, poate nu monitorizezi ce trebuie. Când vine vorba de PHP, și Bogdan Lucaciu zicea de Nginx și chiar ei fac monitorizarea timpului de răspuns din Nginx. Care ar fi abordarea? Nu știu, am un Nginx și PHP simplu, whatever, rulează pe o mașină 2-3. Ce ar trebui să monitorizez ca să încep să am niște semnale de sănătate? Să zicem că eu nu am acum conceptele astea de semnale de sănătate ale aplicației și eu navighez oarecum în blind. Voi, din recomandarea voastră, ce ar trebui să monitorizez ca să încep să am niște semnale de performanță slash sănătate a aplicației? Și domnul Bogdan a ridicat mâna, bănesc că vrea să ne zică ceva. Da, o să încerc să-mi aduc amintiri din copilărie. Când am petrecut foarte mult timp făcând un soi de black box performance optimization pe aplicații legacy. Și da, te uiți la status code pentru partea de error și la duration pentru partea de response time. Și știu că dacă nu ai acces la un sistem din ăsta centralizat de loguri, că e Elasticsearch, că e ceva managed de la cloud sau că e, nu știu, Splunk, faci frumos un AVK pe logul Nginx. Primul lucru pe care îl fac cu un setup de genul ăsta, mă asigur că e acolo procent de mare în log format. Că nu e default enabled, să-mi arată durata request-ului. Și după aia încep să te uiți pe... După aia, ca să-ți faci niște statistici, e foarte complicat că o să-ți loghează path-ul întreg, care, you know, poate să aibă diverse chestii variabile, fie un permalink, fie un ID, și încerci cumva să-ți aduci toate URL-urile la formă canonică, de obicei printr-un regex, gen să tai toate ID-urile, să tai toate astea, ca să poți să zici, ok, din, nu știu, 24 de ore de trafic, cumva top procentual, nu știu, dacă adun toți timpii ăia, îmi dau, nu știu, de mii de ore. Procentual am un pie chart cu top consumers, grupați după ruta respectivă, că e view product, view category. Și asta de ce făceam cu un script în Perl sau ceva, care îmi grupa după path, anonimizat, canonizat, și după aia, când ajungi la offender, te apuci și faci profiling cu whatever, Xdebug sau New Relic, dacă ești mai avansat. That was the old day. Acum, ce poți să faci modern este, în primul rând, să te asiguri că trimiți cumva path-ul respectiv canonizat direct din cod. Noi facem asta, cred că, într-un response header, punem ruta de Laravel și în felul ăsta putem să facem analize în Elasticsearch în Kibana foarte șmechere după, ok, most offending routes,
Across all microservices, să vedem, aolo, ia uite, nu știu, view order durează foarte mult relativ la tot setup. Glumesc. Și e adevărat. Da, deci ideea e să poți să faci niște statistici, niște agregări pe bază de module, path-uri, rute, microservicii, ce unități din asta. Care astea le faci din Nginx? Le faci din Nginx fără niciun fel de alte complicații. Și ce mai e interesant e partea de status codes. Să ai spike-uri de status codes neașteptate. E pretty interesting. Deci astea sunt chestii așa very macro, very high level, fără să intri foarte în detalii în partea de APM. Okay. Poți să rulezi de acolo orice și orice limbaj de programare, orice. Deci that's the easiest to work with legacy, opaque stuff that you don't understand din ce. Okay. Și poți să faci niște dashboard-uri foarte mișto în Grafana pe response time. Ok, interesant. Când zici de Grafana, le mai folosești în intermediar, le pui în Prometheus, în... Nu, își trage, face query-uri peste Elasticsearch. Ah, ok. Deci voi folosiți Elasticsearch și Grafana. Da, Kibana pentru explorare. Okay, și pentru diagnostic dashboard-uri. Și Grafana pentru dashboard-uri, da. Okay. Și e foarte ușor de făcut, ca de exemplu, uite, placement unui order, adune request-urile serviciului care se ocupă de payment, de rezervare, de toate cele și practic ajungi să faci un grafic cumulat de ok, placement-ul durează, I don't know, o secundă, două și ai deja și vizualizare de unde în general a fost spike de a durat o secundă, două și vezi că ok, payment-ul răspunde în general cu 0,7, o secundă. Te ajută foarte mult să faci chestia asta și blogurile astea peste Nginx devin mană cerească pe genul ăsta de a avea foarte repede un sistem prin care să monitorizezi chestia asta. Ok. Cristi, cred că întreabă Cristi ce avantaj are Grafana versus Kibana. Stic pentru zona de dashboard, eram curios, da, că înțeleg da. Că folosiți același data source Elasticul. Corect. Ideea e că avem foarte, foarte multe surse de date diferite în Grafana și mie mișto să ai un dashboard per echipă, nu știu, dashboard-ul echipei în care ai toate microserviciile, toate MySQL-urile, toate whatever într-un dashboard sau dashboard pe un microserviciu sau dashboard pe o aplicație, știi? Și acolo poți să-ți aranjezi foarte frumos multe surse de metrici, nu doar Elasticsearch. Le poți corela foarte ușor cu podurile tale, cu memoria utilizată în poduri, cu câte poduri ai scalate și le ai pe toate în același loc. Grafana deasupra la Kibana ne oferă posibilitatea de a integra mai multe surse de dati și de a le corela. That's it, yeah. Ok, super, super. Bun, domnilor, e super interesant. Uite și Marian, zice că Loki, ok, interesant Loki. Dacă mai facem aici iarăși o paralelă cu viitorul și cu Service Mesh, Service Mesh are și un layer de observabilitate, mai ales Istio, și atunci oferă și mai detaliat și out of the box chestiile astea care la finalul zilei se pot face cu Nginx. Deci totul este, da, ne paște o ediție de observability, e clar. Am văzut un coment mai interesant al lui Marius legat de chestia asta cu în funcție de trafic ai un spike de trafic și Cosmin zicea că are spike-uri de trafic care nu sunt predictibile. Ce se întâmplă cu logurile când ești verbos, ai nu știu câte servicii și dată îți vine, ai un spike de trafic de 20x față de traficul tău, poate sistemul de loguri să devină un bottleneck, să afecteze performanța aplicației sau să crape efectiv ceva? Dacă e implementat prost, da, poate okay. Să fie. Depinde, de exemplu, dacă ai un tel sau ceva procesional, să știi care e. Depinde cât de eficient care trimite. De exemplu, am văzut sisteme în care se preau logurile cu teluri și pur și simplu făcea choke la
și la partea de network. Sau există cazuri în care, de exemplu, în cazul New Relic, nu în toate așa, dar în cazul New Relic poți fi limitat la numărul de eventuri pe o anumită perioadă de timp. Dar aplicația n-are de suferit. Nu, aplicația n-are de suferit decât în cazul acela, deci în cazul, în primul caz care l-am menționat, a avut de suferit, pentru că era setat prost partea de, când era pe, înainte să fie migrat pe cloud, da. Când era un singur server și toate erau într-un singur loc, pur și simplu a fost configurat partea de, prost partea de preluare de loguri și erau prea multe pe un singur server și mânca prea mult CPU. Dar aș vrea să văd dacă pot să, noi tot am discutat de metrici, de dashboard-uri, dar nu știu câți au dashboard-uri, poate ar fi folosit să arătăm un dashboard și ar fi foarte interesant să, dacă am să arătăm un dashboard operațional care nu conține date. Eu o să mă uit dacă pot, dacă pot anonimiza unul, chiar dacă conține date de business, știi, ca să vedem cum facem. O să oprim și înregistrarea, Bogdan, cred că putem să oprim înregistrarea, că teoretic am terminat sesiunea. Dacă ești și tu de acord cu asta?